Salut! Suntem în data de 4 august și facem o altoire la vișin în ochi dormind. Am ales 2 lăstari de vișin care îi voi altoi cu vișin selecționat. Începem operațiunea prin sterilizarea uneltelor cu care vom face altoirea. Sterilizăm cu alcool, cu spirit, atât caterul de tăiat cât și foarte feca insistând pe ambele părți pentru a îndepărta eventualele ciuperci și microbi care se dezvoltă pe aceste lame metalice. Mergem la vișinul din care vom extrage ramura altoi și ne alegem o ramură de anul acesta cu creștere bună pe care o vom extrage. O extragem foarte simplu cu foarfeca Extragem o ramură cu lungimea de 40-50 de cm care să aibă muguri bine dezvoltați, muguri pe care îi vom extrage pentru a efectua altoirea în ochi dormind. Acum revenim la portaltoiul nostru de vișin. Aici, în acest caz, avem doi lăstari. Extragem unul, îl îndepărtăm, iar pe cel pe care îl păstrăm pentru altoire, îl curățăm. Curățăm frunzele de la bază, după care cu o cârpă îmbibată în alcool curățăm bine și tulpina pe porțiunea în care vom uh, efectua grefa de altoire. În felul acesta îndepărtăm toată mizeria care se află pe tulpină, fără să contaminăm zona. Următoarea etapă este curățarea ramurii altoi de frunze lăsând doar o pețiul cu lungime de 1 cm. Revenim la port al toi, în care efectuăm o tăiere pe jumătate din diametrul acestuia, o tăiere laterală, o crestare a scoarței până la lemn, urmată de o crestare verticală, în formă de T. După care, extragem mugurele al toi, tăind deasupra și de desubtul acestuia la o distanță de 1 cm, extragând în același timp și o porțiune de lemn. După care introducem, fără să punem una pe porțiunea tăiată, introducem mugurele altoi în crestătura pe care am efectuat-o în port altoiul nostru. După care trecem la legare cu bandă de altoire. Începem operațiunea de legare de jos, pentru că în felul acesta apa să se poată scurge ușor. Legăm destul de strâns, fără a da cu bandă pe mugurele altoi. Deci, legăm de jos până sus, după care efectuăm un nod simplu și am efectuat operațiunea de altoire. Altoiul va rămâne inactiv până în primăvară, când se va activa și va crește noul soi grefat în baza noastră Portal toi. Mai repetăm încă o dată operațiunea la un alt lăstar și aici avem doi lăstari. Îndepărtăm lăstarul mai slab și îl păstrăm pe cel puternic, cel bine dezvoltat. Îndepărtăm frunzele, curățăm tulpina cu aceeași cârpă cu alcool pentru a îndepărta praful și mizeria. Pregătim mugurul altoi. Facem incizia orizontală, urmată de incizia verticală, Așa arată buzunarul format, iar acum extragem mugurele altoi pe care îl vom introduce, mai de fapt ochiul altoi pe care îl introducem în buzunarul în formă de T pe care l-am creat în trunchiul vișinului port altoi îl presăm bine ca contactul să fie ferm între cele două elemente, după care trecem la legare, legare cu banda altoi pentru altoit sau cu orice fel de bandă aveți la îndemână, pentru ca astfel contactul să fie cât mai bun între cele două organisme grefate. Se taie banda altoi și gata, este gata și această grefă nouă de altoire. Cam aceasta este operațiunea. În primăvară vom tăia uh, port altoiul la o distanță de 10 cm de la punctul de altoire, pentru ca în felul acesta mugurile altoi să se dezvolte foarte bine. Aceasta este operațiunea. Mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!